propunere de nuntă inedită pe barcă! Dar el vine cu motorul! Măi, ia uitați-vă la el! Ia uite! Nu, ceva. Nu da. Știu dacă ai observat. Alo! Domnul curier, ai? Domnul! Ce face, mă, micuțu, mă? Cabralitos! Nu, sincer, hai că de la barcă la motor nu mai înțeleg nimic. Da, am și rulotă și așa motor. Mai departe. Ia, atent, mă auzi? Aha! Nu putea doar Can you hear me? Așa tu, așa. Cabralitos, pentru cine sunt randafir? Iartă-mă că te întreb. Doamne, stai că... Pinu, spune-ți Pinu, doamnă. Bună dimineața! Hai, mă, vă zic eu ce se întâmplă. El a văzut cum e cu ăștia mici și mă admiră mai mult acum de când eu am trei. A înțeles prin ce trec. Pleci? Ce faci? Ah. Ia stai că mai are. Ce faci, mă? Stai, mă, puțin, Cabralitos. Am adus ceva și pentru băieți. Uite... Ai mei de acasă sau pentru... Pentru tine am o hingă. Mulțumesc. Uite, așa. Care e semnificația? Și pentru tine am un spray vechi. Autologic. Dar mai are, uite. Mai are un pic. Ia. Auzi? Să nu se vadă brandul. Să cuple oricând. Oricând. Și mai aveam și eu un ecler, dar l-am mâncat, că am oprit și l-am... Noi am aflat lucruri interesante despre tine și ne-am pregătit frumos de tot. Mulțumesc frumos. Lasă și mie vreo 6-7, că am de alăptat, că mă întorc de la emisiune. Cabralitos! Dar ce să... Nu știu la ce se referă. Nu, măi, stai, Capral, vorbesc serios, sunt și mie pe 3-4. Hai să le mâncăm împreună să vorbim de lucruri interesante. Mă uitam mai devreme la tine și la voi și mi-am dat seama că e un noroc cumva ciudat să fii prima care începe grila nouă, pentru că tu trebuie să ne lauzi pe toți, țăraca. Păi nu, nu, chiar mi-e greu. Chiar știu chiar că ți-e, știu, sunt greu, unele momente da, adică, dificile. Da, cât să mai și inventeze. Da. Cât să mai... Mă bucur să te văd, șuruberule, și mă bucur foarte mult că ești aici. Tipule, mă bucur și pe tine să văd. Bogdan! Mi se poți să zici pe nume. Bogdan! Eu te-am cunoscut într-o situație în care nu știi foarte bine cum te cheamă. De ce intrăm în discuția asta acum? De ce mă... Mă bucur foarte mult să vă văd pe toți trei. Cu toate că îmi pare rău că nu mai vă văd tăunele da, cu capul mare, bineînțeles, dar foarte simpatic. Dar viața este lipsească. Lungă și o să ne reunim cu siguranță și sunt cu alte perfect, cu ocazii. Ce faci dumneata? În afară că tu te zbraci, trebuie să vă arăt în primul rând trupul ăsta. Nu degeaba super, sunt super. Aici. Întreținut cu dulce. Hai, poți să te ajut sau care treaba? Dați-mi voie. Da. Asta. E ca așa voia mea să rămân, e ok. Ară super. Și sunt... Da. Hai că așa, mă relaxez puțin până vă reglați voi treburile. În primul rând începe sezon nou, că tot vorbeam de proiecte și de grilă nouă. Cred că este cel mai tare sezon, ce spun românii, de până acum. Și nu datorită mie, că sunt constant la fel de prost de la început. Am fost, n-am reușit să mă ridic de loc. Ai observat? Am observat chestia. Prost, mămică, da. Bine, prost, dacă mă uci în gară, mă fui în tren. Doar pe în sfârșit. Dar avem familii foarte mișto. Foarte mișto sunt familiile care au venit sezonul ăsta. Nu știu, parcă au așteptat să vină până acum. Au familii frumoase și până acum. Dar sezonul ăsta e nenorocire. Și au venit niște miștocari. Doamne, mi-am luat niște miștouri de nu există așa ceva. Dar ce poți să mai faci? Deci nu există. Ce spun românii? Păi, serios, eu mă uit. Zici foarte bine. Nu poți să faci foarte multe chestii noi dacă nu ai familii mișto. Și au venit multe familii foarte frumoase. Foarte frumoase, miștocari, m-au luat la mișto și pe toată lumea, cu toată, foarte tare. Și întrebările, la fel, a venit echipa cu au fost niște schimbări în echipă și am venit cu niște întrebări, au venit, că eu aici, au venit cu niște întrebări foarte tare. Unele foarte serioase și din care înveți chestii, altele, Doamne ferește și Doamne ajută. Să ne ferească bunul Dumnezeu. Băi, băiatul. Dar cum se adună totuși în familie tot să fie amuzanți? Sau tot să fie mucali? Nu, sau tot știi care, știi? Nu sunt toți. Nu. Dar dacă sunt doi din cinci, care mi-ți iau la mișto și pe alții și pe mine, desigur, și echipa de producție, că dacă toți suntem acolo, e păcat, se transformă toți în niște miștocari. Te enerva vreodată cineva așa, rău de tot? Mă enervează constant Codreanu. Dar n-ai ce-i face. Nu, din echipe, din participanți. Din familie, niciodată. Nu, pentru că oamenii vin să se joace. Și când omul vine să joace, chiar dacă face o greșeală, chiar dacă zice că tot împini, chiar dacă uneori face o glumă care ar putea fi văzută ca deplasată, păi omul a venit, e prima oară la televizor, vede lumini. Corect. Vede negri. Vorba niciodată sunt de atâția ani și exact. Uneori chiar, adică exact. De cele mai multe ori. Însă, dincolo de asta, știu că tu mai ai ceva interesant să ne povestești. Da, uite că te să-l chem pe Cristi, că am uitat de Cristi. Că mai devreme că... Cristi! Cristi!
Hai, nu știu cine e Cristi. Este skipperul Cristian Oncescu. Bună dimineața. Cristi. Cred că deja bună ziua, că a trecut da, ceva timp. Da. El este șurubel. Salut, și acolo undeva departe... Șurubel și Bogdanel. Da. Hai să nu pământenim asta. Te rog. Da, corect. Nu, asta e. Scuze. Da. O fată și doi demenți. Așa. Flăcăi, să spunem. Acesta este omul... E vorba de sailing. Este vorba de navigat pe mări. Eu aveam carnetul de skipper de mulți ani, dar eram de ăsta de apă dulce. Tropăiam pe loc, cum ar fi. Și acest individ m-a invitat și am făcut prima călătorie lungă din carieră. Adică am plecat din... Din Croația. A fost practic o inițiere pe mare, că nu... Da, o inițiere. Votez. Deci, am avut o inițiere pe mare. Da, așa se vorbește la televizor, Cabral. Așa se vorbește la televizor. Da, înțeleg că faceți mai mult de atât. Adică mai întâi te-ai inițiat. M-a inițiat într-un drum de 12 zile? Da, 12 zile din Croația până în România. Prin furtuni ne-a luat. Mai ales. Da, pentru că el este specializat în furtună. S-a dus în Spania. Da, să știi că o caută. Nu o cauți, dar nu poți să o ratezi, că e păcat. Ai crezut că mor vreodată? Adică ți-a fost teamă de asta? Da, de mai multe ori, când eram în mijlocul Egei, dacă nu mă înșel. Da, Egei. Și după 3 zile de mașinuțili, asta înseamnă mașinuțili, când face barcă cu tine. Așa? Așa. Așa? Ne-a zis Cristi, nu mai merge comunicarea prin satelit. Suntem practic în derivă, cum s-ar zice. Nu, practic noi eram cumva pe curs, dar nu mai aveam comunicare prin satelit dacă era de SOS. Doar trebuia, puteam să strigăm. Și cursul... Ajută! Și nici, ajută. Nici Instagram, presupun că nici, nu. Nu avem 10 kg, îți dai seama. Astea nu mergeau nici cumva astea. Cursul discuției nu ne coafează, pentru că înțeleg că voi vreți să invitați tineri la început de drum. Nu, ideea este... Acum, ideea este hai că... să-mi speriem nu, pe micuți. Nu. Ideea este că eu am învățat să... schipăresc cum trebuie să navighez, cum trebuie de la Cristi. Însă el mai are o chestie foarte tare. Când l-am cunoscut, tremura ca varga, pentru că urma să oficieze o nuntă pe mare. Ce tare mi se pare asta. Și l-am întrebat dacă e pentru prima oară și l-a zis, nu, am tot făcut. Dar, cum ai zis, mă? Când ne-am întâlnit, eu tremuram tot pentru că făceam pregătirile bărcii pentru a oficia căsătoria și este un moment emoționant pentru absolut. Că toată lumea, deși stai cu ei pe drum până când ieși din țară, pentru că trebuie să fii în apele internaționale, după aia când îi vezi pe toți cum se pregătesc, cum se aranjează și cum se uită la tine, este un moment emoționant și de asta trebuie să ai scris pe foaie textul pentru că e posibil să-l uiți. Cristian, crezi că te murai că era nunta ta? Nu. Păi cred că cu asta a început. Sau nu cu nunta lui. Nu, că o evită cu grație nunta lui, dar el tremura că era nunta... Bogdan, vorbim acasă. Era nunta unor oameni pe care, cum să zic, cumva... cărora cumva Cristi le schimba viețile. Corect. Și atunci era tot leșinat. Dar cum se întâmplă concret? Ne intrăm frumos pe bărcuță, eu la tine cu el. E prea târziu. Nu, la mine zic așa în general, ipotetic. Acum nu știu niciodată în viață, dar Doamne ferește! Vâlchii! Deci, doi tineri la început de drum vor să se căsătorească. Așa. Ce fac? Se duc frumos pe bărcuță doar ei doi sau cu nașii, cu... Nu, vin împreună cu martori, este la fel ca la primărie, cu familia, cu prietenii. Câți intră pe bărcuță? Adică așa, depinde de bărcuță, că nu sunt chiar bărcuțe. Sunt 10 persoane, sunt de 12 persoane, deci de 14. Deci poate ieși o petrecere adevărată după acest moment emoționant. Da, și e în familie, adică e și safe din punct de vedere distanțare socială și așa, că dacă te testezi înainte de a pleca cu barca, atunci e safe. E o bărcuță de 12 metri lungime, nu e chiar o bărcuță. Nu e chiar o bărcuță. Adică nu e o hidrobicicletă. Da, am înțeles. Asta e. Da, cununia asta realizată pe bărcuță chiar și de tine, da? Păi eu să încep să fac asta, asta. Este recunoscută legal? Da, sigur. Adică nu e ca și cum, nu mi-am dat seama ce se întâmplă. Nu ne luăm căsătoria înapoi. Primul gând, că atunci când vine vorba, nici nu mi-am dat seama. Eu am crezut că mă întreabă așa teoretic, ai vrea? Aș vrea, mă rog. Și e nevoie de aceleași acte ca pentru o nuntă normală? Da, e un set normal de acte care sunt cerute pentru chestia asta. Se iese în ape, se face ieșire din țară, se iese în apele internaționale și în apele internaționale căpitanul are dreptul de a oficia aceste nunți. Așa că eu o să încep să oficiez nunți, bine, sub oblăduirea lui Cristi, care are experiență în treaba asta. Și cei care vor să facă asta, ce nu știu, unde ar trebui să contacteze sau cum se procedează? Păi nu mai știm cum să... Dacă zicem site-ul, ne facem de rușine, că n-am făcut update la el de 1000 de... Nu, adică să scrieți pe Instagram, pe Facebook, habar n-am, nu știu, poate... Cred că
Ok, nu e updatat, adică e o mizerie de site, că nu noi am așa. Velierul de nunți, cred că e. Velierul de nunți. Da, ce, era ceva cu velierul și sigur de nunți. Asta trebuie și să fie. Spre exemplu, că eu sunt fetiță și știu ce m-a interesat pe mine la nunta mea. Nu neapărat cu cine m-am mărit, ci cum va arăta nunta, cum va arăta florile. Cu... Cred că, adică cred vin că ei și decorează bărcuța sau vă ocupați de asta? Și ei și ajutăm și noi. Aha, dar sunt flori peste tot, sunt cocarde de-alea multicolore. Sunt foarte, e un moment foarte mișto. Bine, intim, normal, că dacă ești obișnuit la cununie să inviți 400 de oameni, nu e cazul că trebuie să iei Titanicul și ăla nu mai... Da. Dar pe velier e o chestie mult mai cu minte. Da, am o idee. Bogdan. Cabral, scuze. Te rog, oricând. Îți pui și tu steagul României. Da. Așa. Da. Și mai vreau să mai spun trei cuvinte ca să mă dau Cabral, deștept. Cabral, steagul Colentin. Randă, foc și ghiu. Băieți, că mă apuc de școala de schipuri, ca să știți. Oricând vin la noi la practică. Vedeți. Oricând. Noi mergem și la regata, la concursuri de veliere. Gata, ești al nostru. Gata, ești ca și gata, vezi? Gata. Am rezolvat. Hai. Sâmbăta și duminica sau în fiecare zi după ora 13? Sâmbăta și duminica, stai liniștit, sunt puține... Cum ai zis puține... frumoasa mea, colega de la... Nu e frumoasă, la frumoasă... E soția ta! Superb, frumoasă curaj. Soția ta! Superb. Nu eu! Asta e așa. Și șurubel e drăguț. Nu, dar asta zic, da, se poate face din orice om skipper, că uite-te la mine. Uite-te la mine, Cristi. Da, nu prea să ai încredere să mă să faci skipper din orice. Adevărul e că nu ți-ai ajutat nici trotineta de aia de închiriat pe mână. Aia zic, dar poate sunt oameni care vor să se facă, poate sunt oameni care sunt acum acasă și se uită și zic, domne, eu m-aș face skipper, dar nu-mi da pe mână oameni să am grijă de ei, știi, că poate n-au responsabilitate. Nu știu, vă duceți în tehnic poate, și chestia asta pe mine nu mă interesează. Ok, îți explic după aia cum se face. Eu vreau să știu cu nunta, domne, deci mireasa frumos. Hai să facem așa, ai pe cineva în public cu vorbește lumea care vrea să se mărite sensoare? Că le facem cadou o nuntă pe mare. Facem asta, mă? Da, cred că e o chestie corect. Haide să lansăm această provocare. Ok, păi lansează-o, că e emisiunea ta, nu o fac eu. Ok, am înțeles. Dar haide să supunem ceva, nu știu, să le dăm o întrebare. Cineva trebuie să câștige, că așa ori vrea mulți care, nu? Își doresc o nuntă atipică. Hai să le zicem ceva. Haide să le punem o întrebare. Ne gândim la asta. Eu pot să vă zic. Eu pot să vă zic, pentru că toată lumea, chiar dacă n-a făcut încă nunta, a trecut pe la nunți și a văzut lucruri întâmplate la nunți și are povești de la nunți și aș vrea să știu care sunt cele mai... Păi da, dar pe noi ne interesează tineri care vor să se căsătorească. Păi tocmai pentru că ei vor, da, au fost la nunțile prietenilor lor și vor să fie și mai mișto nunta lor. Am înțeles. Da? Și... să ne zică o poveste, uite ce i s-a întâmplat unui prieten de-al meu la nuntă. Și lasă că eu o să fac ce s-a întâmplat. Facem potrivit. O colecție de nenorociri sau cum? Băi, hai să nu le zicem nenorociri. Hai să le zicem... Necazuri. Necazuri. Păi, interesante. Păi, simplu fapt că s-au căsătorit. Cel mai mare necaz de s-a întâmplat la o nuntă câștigă. Dar ce are, mă, Cabralitos, că tu ești un om sincer. Păi sunt un om sincer. Eu am pățit și chestii mai nasoale decât faptul că am întrebat-o și ea care a răspuns cu da. Da? Sunt câteva chestii. Am avut un accident de motocicletă mai nasol, am trecut și pe chestii mai grele, dar care n-au ținut atât de mult. Nu. Alea s-au ci cu spitalizarea, acasă, a trecut. 14 ani, mică. Asta zic, da. De 14 ani, mă, zilele și mai da, vine și cu bonus acum. Bine, Țuțu. I-a zis Țuțu, nu știu cum să reacționez. Când vine Țuțu? Țuțu, acum în octombrie. Acum e balanță. Da. Sunt scorpion. Balanță, scorpion. Balanță. Extraordinar, eu sunt balanță. Da, știu. Și tu ești balanță. Și eu sunt balanță, da. Deci minunat. Da. Doamne, cum i-a dat Andrei Dumnezeu? Săraca. Asemenea necaz, două balanțe pe cap și băieți. Putea, dar nu, cred că ai calculat-o frumos. Atât, n-am calculat nimic. Nu. Voi sunteți, vă lăsați duși de și că sunt crazy. Da, nebunatic. Eu o dată de două ori pe an, o dată iau razna. Bine, hai să concluzionăm cumva și să spunem. Voi ne-ați făcut această ofertă care mi se pare foarte tare. Căsătoriți un cuplu. Da, pe bărcuță mare. Frumos cu tot ce trebuie. Nu mai spune bărcuță, că oamenii au impresia că îi ducem cu hidrobicicleta. Pedalează nașul. Asta ură la mine. Pedalează nașul. Dă-mi pe aici, murim! Pe iaht frumos, da? Între timp, tu te gândești la întrebare. Și cei care își doresc foarte tare să se căsătorească pe iaht, da? Și oamenii pot alege dacă să fie căsătoriți de un profesionist, de Cristian Uncescu, sau de... Am înțeles, de distinție. Nicu Năcaz. Bun, am înțeles. Deci te gândești la întrebare. Eu zic așa cele mai fane întâmplări de la nunți și facem o tragere la sorți. Unde să vi le trimită? Pe pagina noastră de Facebook. Pe pagina voastră de Facebook. Și alegem noi. Alegi tu? Sau tragem la sorți cum ar veni? Pe mânuțele astea două. Mamă, am zis asta la ProTV, nu cred. Am 10 degetele, ce-am voie să fac cu ele. Eu am început să pun muzică la petreceri. Nu știe șurubel de asta cu 10 degetele. Ca să-ți dai seama de chestie foarte tare. Am un proiect nou, nu e de vânzare, e totul full, nu e așa. The Hollywood Gang se numește. Suntem trei, Robert cu Mihai și cu mine, și punem muzică și facem party foarte frumos. Da. Și acum am ajuns să detectez oamenii care au copii,
că pun la un moment dat Baby Shark. Baby Shark. Deci dacă dai drumul 10 secunde la Baby Shark, o să vezi din public Baby Shark și după 10 secunde sunt dă-te-n Doamne, iartă-mă. Auzi, Cabralitos, nu știu ce spui tu, e foarte interesant, numai că îmi dau seama de altceva. Ai foarte multă treabă să pleci de acasă. Las că vorbesc eu cu Andreea. Asta ai avut tu de zis acum. Peste mări și țări, el când pleacă se duce. Și pleacă departe, de nenică. Ia barca direct. Vrei să fie serioasă treaba, încheierea asta, să facem serioasă, da? Că avem primar, deci avem primar, locația avem. Nu ne mai rămâne decât să știm ce ne rezervă astele, pentru că fii atent, e foarte important. Ascultă-mă, micuțul o să fie balanță, tu ești balanță, tu ești taur, susținător și balanță.